Un profesor îndrăgostit de plantele terapeutice și-a pus în cap să construiască o colecție de uleiuri esențiale. Zis și făcut, ajutat de studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, profesorul Dan Vârban cultivă în câmp, dar și în sere, o multitudine de plante aromatice, pe care apoi le transformă în uleiuri volatile, apreciate în special în industriile cosmetică și farmaceutică. Primul ulei volatil scos pe piață încă de anul trecut este cel de lavandă, iar în acest an profesorul și echipa sa au mai obținut și uleiuri din busuioc, mentă, salvie și rozmarin. Haideți să vedem de unde i-a venit profesorului Dan Vârban ideea de a face uleiuri esențiale pe care apoi să le ofere spre vânzare. Aceste uleiuri am început să le producem încă din 2017. Am început pe o cultură de lavandă, care am înființat-o în 2016. Deci anul trecut a fost anul 2, anul acesta a fost de fapt a doua cultură, deci anul 3. Și pe lângă acestea am reușit să mai scoatem ulei din alte plante aromatice, cum este busuioc, cum este mentă și din salvie. Tindem pe viitor să cultivăm mai multe specii de plante aromatice și să ne facem o colecție de aceste uleiuri volatile, care apoi sigur că o să încercăm să le folosim în diferite produse, fie alimentare, fie cosmetice. Ideea a venit tocmai la domnul rector, care ne-a oferit 2000 de butași și eu, fiind un îndrăgostit al plantelor medicinale, am răspuns da și am început plantatul în 2016. Aș vrea aici să amintesc că tot ce este în aceste trei terase a fost realizat prin munca voluntară a studenților. Profesorul Vârban ar putea vorbi ore în șir despre plantele terapeutice. Știe cum să le cultive ca să fie rodnice, se pricepe să le trateze atunci când sunt bolnave și, poate cel mai important lucru, știe întrebuințarea fiecarei plante aromatice. Melissa officinalis sau roenița sau lămâița, care are un miros puternic de lămâie și care noi o producem prin răsad, deci din sămânță să producem răsad după care plantăm, sau pe urmă, după ce am creat cultura, o putem înmulți prin butaș, prin rădăcinare de butaș. O altă plantă aromatică este oregano. Oregano de anul acesta am început să-l producem, sigur ca răsad și pe urmă în câmp plantat, și încercăm la anul fie să scoatem ulei volatil, fie să-l folosim ca și condiment. Uleiurile volatile produse din plantele cultivate la USAMV se comercializează în magazinul universității, dar și la târgurile de profil. Prețul unei sticluțe cu 10 ml de ulei esențial pornește de la 15 lei.